Eu am început, studiez și se întâmplă în alte țări. Când am pronunțat cuvântul revoluție, ca știi toți ăștia 80 deputați, ați gândit, dar poate cumva scoatem partidul ăsta în afară legii, că catamanul mi-a dat mic o declarat revoluție, dar revoluția asta e vărsări de sânge, oameni nărmăți, oameni nebuni. Eu când vorbesc de revoluție, ce înseamnă revoluție? Asta înseamnă o schimbare totală. Limba rusă numește abnulenie. Această revoluție poate să aibă loc. Domnul meu, Constituția asta noi nu mai facem nimic. Deci astăzi noi dacă... Avem nevoie de o nouă Constituție atunci. Noi, noi avem nevoie de o nouă Constituție și o nouă Constituție nu ne-ar permite să schimbăm totalmente. Это нам позволит добиться полной перезагрузки страны. Am înțeles. Să resetăm țara, înțelegeți? Altfel, Constituția asta atât de multe ori a fost violată și au fost mai multe tentative să fie folosite în interesul unor persoane sau unor partide politice, că astăzi chiar ultima decizie Curții Constituționale ei legalizează deciziile Curții lui Plahotniuc, când toți atunci spuneau că este ilegal, Curtea îl deservește pe Plaha și tot așa și tot așa. Domnule primar, totuși, iată dacă este să urmărim ultimele sondaje, dumneavoastră ați fie pe a patra poziție. Ca să termin Constituția. Da. Pentru mine a fost o surpriză să aflu. Știu că au fost mai multe republici franceze, dar n-am știut că ultimii. Și mă gândeam că sunt 5 Constituții, să știți. Până am început să studiez subiectul și n-am aflat că în ultimii 200 de ani Constituția în Franța a fost schimbată, nu că modificată puțin, dar a fost schimbată de 14 ori. De 14 ori. A fost de 4 ori în Japonia. Și multe. Deci, după orice regim, când Italia, când Japonia, când Franța, deci a fost schimbată Constituția. Noi am avut regimul lui Plahotniuc și că am avut regimul lui Plahotniuc a confirmat și actualul Parlament și toți partenerii din exterior. Deci, dacă am trecut de regimul lui Plahotniuc, nu avem nevoie de o Constituție nouă. Că asta a fost violată prea mult. Și sub acest aspect, când eu vorbesc de o revoluție, că dacă ies cetățenii, i-au încredințat aproape 1 milion de cetățeni votul doamnei. Bine, dumneavoastră ați spus că vărsări de sânge, dar dacă este revoluția pașnică, cum a fost, de exemplu, în Armenia, în Georgia, da. care este pericolul? De ce ei se tem? Că revoluția doar prevede blocarea străzilor, oamenii nu sunt de acord cu ceea ce face conducerea. Uh-huh. Ar trebui să înțeleagă. De ce le este frică? Iarăși, vărsări de sânge. Una, două, noi facem o analogie sau o asemănare cu vărsări de sânge. Dumitru. Asta ei fac. Fix așa cum mi-au făcut-o Plahotniuc în 2014, când mi-au spart contul meu pe Facebook și chipurile din numele meu au scris că eu vă aștept cu arme în mână în fața guvernului să dăm foc, distrug și mai departe. Ei sunt gata să inventeze orice doar ca să rămâi la putere. Astăzi, acești 80 de deputați, în jur de 80 de deputați, vă spun eu, în limba rusă sună foarte bine. Nu, expresie în rus sună pur și simplu mult mai bine decât în limba de stat. Unic și vădă последний сенокос. Deci astăzi oamenii... Ultima dată merg la cosit, da? Ultima dată merg la cosit. Unul mai prinește dintr-o schemă, altul mai mult n-a sau mai vadă neamurile în viață, că e deputat în parlament și l-arat la televizor. A treilea are mai multe rude angajate, agenții economice.